CSGO Dacă AWP s-au nebunesc. făcut, auzi, dacă se fac 4.000 de like-uri, mai venim la podcast numărul 2 cu dezvăluiri mai importante din această lume a YouTube-ului. Adică să, o să vorbim doar și doar despre YouTube și mâncătorii și șerpărie? E un țel destul de sus, dar 4.000 de lichene, episodul 2 cu el și o să vorbim doar despre YouTube pentru că... Da, E confirm văzut. și eu, știe și le-am evitat și eu pe parcursul, știu și eu niște chestii, am fost și la mijloc acolo, am fost și amândoi în două chestii. Mamă, câta cana mâncați aia și Ce să ta. termin, ce bă? Aleu, am zis eu că asta e mare, dar... Nu-i cum să mă cană, ce faci, chin? Mamă, bagă direct, băiatul meu, să vezi, cafea de mai doarme 3 zile, ești nebun. Trei 3 zile nu mai doarme. 3 zile. Băi, ai îmbătrânit, mă, frate. Ai îmbătrânit. Zice. Ai îmbătrânit așa, nu să-mi bapă, ești. Parcă te-a lovit așa, gen, începi să se simți așa bătrânețea. Bă, adevărat, am 27 de ani și nebun. 27 și cu de ani mai mare ca Am mine. Hai 27. să-i dăm drumul, hai să-i dăm drumul, îi dăm drumul? De Blană, tată. blombă, nebunie. Ăla e, I am facem tu, ready. facem exerciții de alea, cum fac aia și... Da, mă, Gata, vezi de gata, la gata. cum îi zice. Prezentator, mă. Cantul de ăla. Prezentator, că e la Se cantul, tu poate fac cum de aia anu? așa. Da, mă. Da, vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod de podcast cu nimeni altul. L-ați cerut, l-ați vrut, l-ați avut. E al vostru, uite-l. Cum? Continentalul frumosul, arătosul, Mânuța grăsuțul. bionică. Dacă și tu Ia ești și vezi. gras, mâncați Mamă, că și... mare tată, am 60 de kg. Băi, să l-am pe nimeni altul decât Palaș aici, AVP-ul României, Mânuța Bionică, cum mi se mai zice? Cum ți se mai zice? Mi se spune, nu știu cum mi se mai spune, mânuța bionică și Schelete, cum te face lumea? scheletele jupuni, scheletele jupuni. Mamă, mâncați, ești gura ta. Boys, apăsați butonul de lichean, că omul ăsta vrea să vorbească. A zis el că dacă zice el adevăruri și dacă vorbește sincer că o să... Păi o să fiu sincer, dar nu, Păi da, na. dacă nu te întreb Nu pot anumite să chestii, dar ce să... dezvălui chestii din mediul șerpăriei numite YouTube. A plecat. A plecat. Ok, asta nu se taie la montaj. Bă, oricum, Nu se o taie, să eu facem, n-am. cum știți bine formatul acestui podcast, free talk, dar am zis doar podcast acum. Eu pun două, trei întrebări și apoi ne luăm la vorbă ca doi prieteni, așa am făcut cu toată lumea, că nu vreau să stau eu să citesc după foaie sau ceva. Și așa că o să încep cu chestia asta. Descrie-te într-un minut. Mamă, stai că m-ai luat cam tare. Păi, sufletist, în primul rând, să luăm, nu știu câte lume mă știe așa, dar de fapt, na, sunt foarte sufletist, adică gen dacă, nu știu, dacă văd pe stradă un om amărât, mi se rupe suflet sau un câine sau orice, deci sufletist, cu mult bun simț, cu cine merită, am fost învățat să respect, respectos, nu știu, simpatic, frumos nu, că, da, Oh, simpatic. dar ești simpatic, băi. Ai carismă. Simpatic și da, bun și nu știu. Și magician cu AVP-ul. Bun, ați auzit cum se descrie el. Da, dacă vreți să-l descrieți voi, tot acolo în rubrica de comentarii. Băi, câți ani ai? Am 20. Hai, nu? Dar ce se întrebări să astea, mă, omule? De ce, mă? Să te cunoască, mă? Poate nu te știe. Mamă, dar nu trebuie să... Am 22 de ani. Ha, mă, nu... Bine, Bine, are 27, 27, fac da. 28 de ani anul Fac ăsta, nu... 28, nu vrea să zic că, mă, că lovește Bătrân. bătrânețea, da. Și de unde Corect. ești? De unde ești? Din neegalabilul Târnăveni, județul Mureș, unde n-avem moluri. Ți-ai fi dorit un mol? Mamă, adevărat, pe bune, că n-avem niciun mol, ești nebun. Uite, Și... și acum, de exemplu, asta ți-am zis înainte, că trebuie să plec la Mureș, că noi n-avem moluri aici, nu pot să mă duc, să, nu știu, dacă vreau să-mi iau ceva de îmbrăcat, sau, nu știu, orice altceva. Da, GG. trebuie să mergi acolo. Păi da, mă, dar e oraș mic, nu cred, Târnăveni. Bă, 19, cred că vreo 19.000 de locuitori. Păi e ca al nostru, frate, și la noi aici, 22.000 Pantelimon, lângă București. Tot nu integrează în București, adică bine, n-ar avea cum deocamdată. Dar vreau să zic că nu avem. Bine, e probabil e Bucureștiul aproape și da, aia, căcat, au Bă, mers Bucureștiul 12 mole, câte pe. sincer, e, nu știu, e super chill aici în oraș, adică e, am fost și în București, dar e, bă, nu Da. m-aș muta de aici în E București. nebunie, ai văzut? Ai văzut? Mă, păi am făcut, cred că, 5 km în 25 de minute, ești Da, nebun. da, 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 când Aici te faci, lovește... aici 5 minute îți prezint tot orașul. Mamă, pe jos, așa. Băi. Născut, crescut acolo? Da. Bun. Aici, de când mă știu, de la Nu vrei să ăsta, rămâi de acolo, nu? Sau vrei zero. să rămâi?
aici vreau Aici să vrei rămân. să rămâi. Ești însurat? Ai prietenă? Bă, am prietenă de 2 ani jumate. Să-ți ajute Dumnezeu să te țină. Nume nu dăm, nu? Alexandru, n-am o treabă. A, deci te-ai afișat public cu ea, știe lumea despre ea. Da, n-am, dar pe aia am și pe Instagram. Mi-a făcut Instagram nou, Jigosul Suprem. Ce prostii să vor aici. Bun, am terminat cu întrebările alea, acum intrăm în subiectul principal, că avem un subiect comun și la YouTube-ul. Da. Ia zi, fratele meu, de ce își bagă ăștia boți pe live? Bă, asta nu știu, sincer, asta chiar nu știu de ce își bagă boți pe live. Știu că la început îmi băga și mie, nu știu cine, tot îmi băga. Și, da, nu mi se părea ok. Adică oricum se vede dacă cineva are boți pe live, când intri la el și are 700 de oameni și ai 200 de like-uri. 700 de oameni și are 70 de like-uri. Se vede din... Băi, eu am o definiție a YouTube-ului cumva pentru noi oamenii care îl facem și îmi zici dacă ești de acord cu ea. Eu cred că YouTube-ul e o pâine din care noi toți mâncăm. Și că la un moment dat există sentimentul ăsta de vreau să iau și bucățica lui ălalalt. Corect? Ești de acord cu asta? Bă, sincer... Da, și eu credem că eu știu ce, adică vrei să ieși bucățica, nu că vrei, e multă șerpărie, adică, nu știu cum, fiecare, nu știu dacă, pentru el. Îți dau un exemplu, da, fiecare, nu numai că e fiecare pentru el, dar te-ar mânca așa, te-ar, eu știu cel mai bine, bro, credem că eu am stat 2 ani pe live cu, nu știu, tu știi bine, noi am 30 de oameni pe live și 20.000 de abonați. Pentru și... cine nu știe, noi avem două faze mai comune, să zicem așa, una care s-a întâmplat pe un live, din gura mea că eu am fost prost de băutură și m-am bătat eu un pic și am vrut eu să-l salut acolo, că l-am văzut în chat și m-am certat cu neveu din cauza asta, pentru că i-am spus niște vorbe despre Pala și el s-a simțit ofensat, pentru cine știe treaba asta, și m-am bucurat atunci că el chiar crescuse, știi, și își vedea de treaba lui, pentru că era un moment atunci am început să cresc atunci. Da, și erai super chill, știi? Și a doua chestie pe care o știu despre tine e că ai avut un bif odată cu cineva și ai tratat biful ăla, e clipul și pe YouTube acum, l-ai tratat la modul ce, bă, fiți atenți, eu sunt ăsta, voi mă urmăriți pe mine. Eu vă rog, public, personal, direct, lăsați subiectul ăsta, nu vă duceți acolo, nu faceți hate acolo, ăsta sunt, ăsta mă cheamă, nu mă interesează să mă cer cu acea persoană. E vorba de Iordanel, nu? De Iordanel, da, exact. Iordanel, același băiat pe care l-am cunoscut și eu pe Omega acum, gen... Și... Bă, să știi că nu e un băiat rău așa, adică... Bă, nu e, dar într-adevăr e... Are niște momente. Bine, eu nu am vorbit foarte mult cu el, decât ce m-am întâlnit cu el, am mai vorbit un pic pe Instagram și atât. Mi-am zis, bă, nu fac o legătură cu el, să-mi se supere Pala și că na. Am zis că poate să mă mai bag în seamă, el mai mic, am zis să mă dau și un meme. Nu mai contează. Băi... Și am mai avut noi unul atunci cu Cristina Ivone. Mai ții minte? Deci nu o zice de aia, da? Nu, băieți, asta o să se taie la montaj, că nu vreau să... A plecat GG-ul, băieți, s-am lansat. Bă, deci m-a trălat omul ăsta. Cu cine eram atunci? Cu Ale... Dar eram mici atunci, cu aia, adică, nu știu, eram... Aveai tu 40.000, aveai 40.000! Aveai 40.000 și eu aveam, nu știu, 10.000 și tu mi-ai zis vorba aia ta. Băi... Nu, că i-au zis prima oară și pe aia am zis eu, că i-au zis, eu n-am zis niciodată. I-au zis prima oară că... Nu știu ce cât ți-o zis tine. Ești prea mic sau ceva de gen. Da, tu zice că ești prea mic ca să vorbești cu mine. Că n-ai așa mulți abonați ca să vorbești cu mine, știi? Și după aia am luat așa. Și după aia am luat tot ce puteai tu te-ai găsit tu să vorbești cu ea, că ești nebun. Mama, și cum am ajuns în discuția, mă? Erai tu, eu, Aleplay, Ivone. Mai era o fată care se înjura, nu mai știu cum o chema pe fata aia, știi? Se înjura cu Ivone. Dar nu știu cum am ajuns noi acolo pe Teams. Era pe Discord, era pe Discord. Era pe Discord, dar era la Ale Play pe live, dacă mi-aduc bine aminte, și de acolo au început. Băiatule, cât mai trola cu vorba aia. Băi, există în opinia mea un om care te urmărește nu mult, dar nici puțin, și a multor oameni, există, tu ai mai postat, dar există un beef în creierul nostru între tine și Selo. Toată lumea te compară, toată lumea zice că tu, că ăla mai bun, că nu știu ce, că nu știu cum. Eu am văzut că tu încerci să fii diplomat. Eu te-am văzut. Bă, și așa e bine, e bine. Încerci să fii diplomat. Bă, îți zic sincer, Selo e cel mai bun jucător de counter la ora actuală din România și am spus-o pe tatălui Avrăs și n-am de ce să mă ascund. E bun, e cel mai bun. La ora nu este mai bun, că da, numărul 1 în România, bun. La AVP, chestia e, știi care e chestia? Că la mine subscribe, de exemplu,
Eu tot ce fac, fac pe face, fac pe matchmaking, știi? Fac, Da, eu da. și le încerc. Dar dacă mai pune într-un match, uite, de exemplu, am jucat la Rel, da? Nu pot să explic ce emoții aveam acolo la Rel, când vedeam că sunt 8.000 de oameni pe canal și se uită și așteptau de la mine să fac gen fazele care le făceam pe live, știi? M-am Să dau zis, un mie scop. pielea, știu, 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 Și știu. dai seama, ratam, că bă, îmi trebuia la pe mouse, nu ce este mic. Și că și foarte motiv așa de fel. Și ratam niște șaturi ușoare care îți dai seama pe Da. live. Mă, și începea oia, că sunt, nu, toată lumea reiter, Da, începea băieții slab, acolo și slab, uite, da. pe palaș, că nu știu ce, că pac, că nu știu ce. Știi să dai handle De la hate? cum? Te descurci cu hate-ul? Adică te Dar afectează? nu mai am treabă, bro, la început, când eram mic, când aveam 10, 15, 20 de, până în 15.000 de abonați, când veneau și îmi scriau că bă, că e slab, că e schelete, că ești vai de tine, că nu o să ajungi chiar cu YouTube-ul ăsta, că ești mort, că de-al... M-a afectat și am vrut să mă las de multe ori de YouTube. Mamă. De, extrem, de multe ori am vrut să mă las de YouTube și... Da, seama că nu-mi plăcea când... La un moment dat știu că își făceau poze, își puneau poze cu... cu... Își făceau conturi cu numele lui mama, cu de astea, știa iurea. Da. Nu Și, cred. da, îmi scriau pe de alea și... Da. Mamă, mamă, Am văzut de urâtă. treabă, m-am dus tot Păi înainte asta și... zic, uite, și uite-te acum, ești nebun. Ai dat bine handle la treaba asta, dacă ai ajuns acum. Cât ai acum? Băi, 152.000. 152.000. De când te-ai apucat de YouTube? Bă, de 4 ani. 4 Dar ani. eu am stagnat mult la... La mine știi cum a fost treaba, Fel să-ți ca explic mine. cum am început de eu. Am stagnat mult și în gândul meu era chestia aia, bă, tot vine și mi-o dată rândul, bro, tot să vadă lumea că Cam și eu cine ceva de tot, oferit. că ce cum zic eu, ca om, ca suflet, știi? Și a început să vină chestia pe la vreo 60.000. Am început să cresc, aveam constant pe live între 1.300 și 1.700, știi? Și am început să mă joc cu Imogen. Deci până aveam 1.700 și au venit Imogen la 1.700 de abonați. Ăla a fost click-ul tău. Și când el a fost cirea așa de pe tot, boom, știi? Cum, și bum, am explodat. Dintr-o dată am început să am 4.000 de oameni pe live, 5.000. Îți dai seama, de la 3-400 de oameni pe live la... Scuză-mă că te întreb, dar ai observat că e o chestie nasoală în toată treaba asta? Uite cum ai zis-o tu. Bă, aveam 60.000, aveam 1.300-1.700, am început să mă joc cu Imogen și am început să bubui. Nu sunt oameni acum care spun, că te-a crescut Imogen. Tu nu făceai nimic fără Imogen. Da, vezi, ei nu știu că tu aveai 1.300-1.700. Bă, într-adevăr, m-a ajutat Imogen. Da, m-a ajutat extrem de mult și tot timpul am spus că... Ați creat acolo și e ok, dar lumea ți-a din astea. Da, dar eu n-am de ce să mă supăr, că eu sunt știam și n-am cum să zic, bă, nu m-a ajutat, aș fi un ipocrit să zic, îți dai seama, dar eu tot timpul am zis adevărul pe pas, dacă așa a fost să fie, m-a ajutat extrem, dar bineînțeles și el s-a ajutat pe el prin intermediul meu, știi? Prin mai da, multe da, 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 da. Hai să revenim la CSGO. Ai jucat într-o echipă? Bă, am jucat în în trei echipe. Prima dată am jucat la Red Fear Academy. Adică erau echipa Red Fear Mare și Red Fear Academy. Dar asta era chiar la început, că nu știu, că aveam, cred că aveam 10.000 de abonați. Așa, cum ai ajuns? Da. Bă, de pe live. Au văzut că joc, erau câine, s-au uitat la mine pe live, au văzut că n-am. Mai trag cu APP-ul și mi-au scris că nu vrei să intri. Și, bă, ne-am dus, ne-am jucat, am fost și la online în Timișoara cu echipa. Nice. Și a fost ok? Bă, da, dar bine. Și ce n-a mers, dați ieșit, ai ieșit tu? Eram puleți. Bă, sincer, și acum am fost la Knockout, am jucat la Rel. Dar n-am cum să fiu, gen să-mi las, să las YouTube-ul pentru ca să devin semi-pro, să, nu știu, să joc. Știi cum ești tu exact inversul cumva al lui Shroud, știi că el juca la Cloud9 și doar la un moment dat a zis, bă, treceți-mă bench sau rămân acolo doar așa, aveți nevoie de mine și mă apuc doar de streaming, pentru că era mult mai bine cu streaming-ul. Și păi ție îți merge mult mai bine cu streaming-ul. Logic, l-am și zis, eu n-am cum să stau să fac pracuri, să faci antrenament câte 6-7 ore pe zi. Mamă. Atâta și după aceea să te duci să faci, păi da, păi gândește că ăștia de la Nexus bagă ca lumea, bro, ăștia și-au de alea, trebuie să facă nu știu câți boss pe zi și... Ok, da, a doua echipă. Ei. Păi unul a fost Red Fear Academy, după aia am mai avut o echipă cu niște băieți, dar aia a fost așa și asta la Knockout, acum la Rail, unde, băi, sincer, a fost un experiment, așa, da, nu știu. Unde jucam cu Imogen? Păi am jucat cu Imogen în ultimele două meciuri că n-am mai ne-am certat pe acolo și au ieșit doi din echipă, l-am luat pe Imogen, l-am luat pe Tibi care îți dai seama, Tibi level 4 pe Fesi ca tine, joacă Imogen Bocan, că îți dai seama și ne jucam cu băieți, cu Nexus, cu Brestic, cu Invictus, ne aruncăm. Eu am văzut o fază pe Inferno unde stătea el în library cu o ce armă. Cu Zeus. Da, bătut pe ăla.
Am văzut o fază acolo. Deci nu te-ai vedea într-o echipă să joci pro. Nu, nu, nu. Adică îți trebuie mult, bro, stres să faci mult antrenament, să te dedici pentru asta, să nu știu, să stai, să uiți, de exemplu, nu-mi place de, de exemplu, acum, dacă vreau, mă duc în oraș, nu stau să fac, Praga. Să intru pe hărți, să dau smoke-uri, să, da, da, da. Nu știu, să mă uit la demo-uri, că trebuie să te uiți la demo-uri. Să vezi ce e greșit să astea, adică e, da. Trebuie implicare mare. Și gândește, mai ales că în România nu-i, să n-ai un salar, nu știu ce jucător, cine ar face, să facă așa pe gratis, să n-aibă un salar, să stea 8 ore, să... Să joace continuu și să nu mai aibă nimic de câștigat. Că până la urmă... Bă, banul contează, îți dai seama. Dar depinde și pasiunea. Depinde și ce pasiune arunci în jocul ăla. Știi că nu poți să zici, bă, mă joc pana mea, da, vreau și salariu, dar eu nu prea sunt pasiune. Adică joc pentru salariu și atât. Adică trebuie și pasiunea, cred. Păi trebuie pasiune, trebuie un pic de talent. Că dacă ești antitalent ca mine la desen, de exemplu, mă pui pe mine să ajung pictor. Nicio șansă. Da, clar. Ce planuri ai cu canalul de YouTube? Vrei CSGO full all time? Bă, sincer, da, nu o să vă dai seama că n-am cum să... Dar, nu știu, nu mai am niciun plan. Deci planul meu a fost să fac 100.000 de abonați. Asta zic, te văd buimac așa cumva, gen, nu prea realizezi, adică realizezi, dar nu crezi ce ți se întâmplă. Bă, realizez că am ajuns așa sus, dar, uite, de exemplu, ieri am pățit o fază. Eram pe live și mi-a donat un băiat și mi-a zis să-i dăm un raid la Pepe Cântărețu, știi? Zic, bă, hai să dăm un raid. No, astăzi era ziua lui și am scris acolo mult la mulți ani, toată lumea la mulți ani din partea lui Pala, nu știu ce. Ca după, ce crezi, m-a sunat Pepe pe telefon cu numărul lui, bă. Păi de, nu realizam de unde? Așa. Mi-a dat, că v-a zis că vrea să mă sune, știi, nu, de fapt mi-a zis prima dată să-l sun eu și eu am zis că nu pot să te sun eu, că n-am cum să-l sun eu, că mi-e rușine. Că sunt foarte, adică, pe ăla mă cu numai știu. Iubire, doar iubire. Da. Păi. Eu sunt așa, no, multă lume nu știe, eu sunt foarte... Emotiv. Emotiv, exact. Și i-am zis, bă, n-am cum să-l sun eu, bă, omule, sun eu Palaș de la Trăvean, eu sun Pepe. Și dacă vrea, nu știu, să mă sune, eu n-am cum să-l sun. Și m-a sunat, bă, nu știu, îmi trebuia mâna, deși nu realizez. Și mi-au deschis multe porți YouTube-ul ăsta, gen, nu știu, mi-am făcut niște prieteni de fotbaliști, cântăreți. Uite, Andrei Ivan, Darius Solaru, Fabio, nu știu, o grămadă, Marius Copil, care e tenismen. Am văzut de la Bălge, o grămadă de, la care în viața mea nu mă așteptam, de exemplu, mi-a scris Marius Copil, salut, te urmăresc și dacă poți, dacă mi-ar face plăcere, și de genul că mi-ar face plăcere dacă poți să te joci cu mine un match. Ești nebun? Mă muream, mă, ești nebun. Bă, omule, eram, jur că eram la suc cu ăștia și cu așa iertam și ziceam, uite ce mi-a scris. Nu, da, nu realizez, dar e, bă, știi care e treaba? Uite, noi avem tendința și mie mi s-a întâmplat, chiar dacă am dat drumul iar acum la, să zicem, la creșterea asta mea, că am avut și o perioadă în care am stagnat, nu am înțeles de ce am stagnat, barna, dar avem tendința, după ce reușim sau când începem să reușim, să ne luăm din credite. Ai văzut? Bă, dar n-am făcut eu, mă, ce am făcut eu să merit eu asta? Bă, dar, dar noi am muncit pentru treaba asta și muncim, știi? Bine, pana mea. În afară de podcast, că podcastul nu prea muncești. Că da, mai e o muncă și asta, că multe lume zice că, bă, că, uite, că, uite, exemplu de mine, mai sunt câțiva aiete care zic, bă, uite câți bani face ăsta, că nu mă stă și se joacă și așa. Dar, întreabă, nu e o muncă grea, nu e greu să stai să te joci, dar gândește numai cât timp îmi pierd, de exemplu, stau noaptea, da? Încep live-ul la 9 și gata, fac câte 7 ore live, da? Dar înainte nu vedeau când eu făceam live 7 ore și aveam donații 1 euro sau poate erau zile în care n-aveam nici euro ăla, nu l-aveam donat. Stăteam 7 ore pe live și mă jucam counter în continuu. Și bă, da. Acum, da. Cum am vorbit și cu Alvarez, nu știu, crezi, sunt, nu știu dacă sunt hater, mă, eu cred că n-au ce face, mă, oamenii ăștia. Eu cred că n-au ce face. Și invidia, ori, bă, eu am fost crescut, nu știu, n-am avut așa o copilă să zici că, bă, am avut de toate. Și da, eu știu cum e să ai, știu cum e să n-ai, știu cum e să ai 200 de oameni pe live, știu cum e să ai 13.000 de oameni pe live, știi? Am pățit și o fază, mi-a dat și mie cineva mesaj. Bă, ai văzut cât are Palaș pe live și cât? 10.000. Am avut atunci, eu aveam 13.000 și era festivalul de la Antol și aveau 12.000. Îți dai seama că mă uitam acolo pe YouTube și uitam că am 13.000 de oameni care se uită la mine și în Trăvene 19.000 de oameni aproape să iei tot Trăvene să-l pui să... Na. Băi, da, știi de ce meriți toate treburile astea? Pentru că ești și om bun și zic și de ce ești om bun. Pe lângă faza cu cum ai dat handle la faza cu Iordanelu, ai făcut alături de alt streamer, pe care o să-i numești tu, ai făcut o faptă bună recent. Pentru multe altele. Pentru Mântușa lui Cum, că am făcut niște, atunci cu live-ul caritabil, dar... Pe scurt, așa. Da, am fost eu, Imogen, Jaxi,
Alexa, nu mai știu cine. Dar tot o port așa dintr-o dată, gen, eu scris, nu știu dacă, cred că o știi pe Lea, nu? Da, ba da, ba da. Eu scris Lea la Imogen că uite, mătușalul cum că e așa, nu știu cum, are, suferă de cancer, am intrat pe Teamspeak și mi-a zis Imogen, bă, uite ce s-a întâmplat, mătușalul cum că vrei să facem, îți dai seama că am zis instant. Deci clar, totul a fost așa rapid, nu a fost unul să zici. Nu, dintr-o dată așa tot. Și am zis că facem a doua zi, au făcut duelti în prima noapte. Știi, noi ne-am hotărât tot, am vorbit cu Ang, ăștia care suntem în Nexus, să facem, să fie. De așa atunci, nu știu, nu mai, nici nu mai țin minte cât am strâns, am strâns mult. La un moment dat mă uitam, eu 14.000 aveai la un moment dat, aveați. Nu știu, știu doar de live-ul vostru, tu unde eu aveam, Imogen? Nu, eu aveam, s-o strâns în total 14.000, am făcut vreo, cu Imogen am făcut vreo 9.000, cred că. Dar gândește că noi am fost ultimii care a pornit și încă înainte de live, ziceam cu Imogen, bă, că au făcut Jaxi 5.000 și am zis, bă, oar să, cât să punem în gol, frate, deja s-o strâns 5.000, că normal am pus să facem 2 sau 3.000 de euro, știi, să se strângă tot, s-o strâns 5.000 până la Jaxi. Asta vreau să vă întreb și o să te întreb, bă, cât, da, nu ați pornit și voi cu ideea de asta, bă, cât de bani are nevoie? Gândește, păi am pornit cu ideea și am zis că 3.000, știi? Și am zis că tot cei 3.000 îi dăm că, no, îți dai seama că nu poți numai trata, că îți vin după tratamente, îți vin spitalizări, în fine, nu știi cum e. Și înainte de live chiar vorbeau cu Imogen și zic, băi, punem golul 1.000, că o să strângi deja 5.000 să... Și înainte cu un minut am zis, lasă că pun 2.000, asta e, cât să strânge, strânge. Că da, aveam... așa am făcut și eu, așa am făcut și eu. Și te gândești că am dat drumul la live și în primele 5 minute am făcut 3.000 în 5 minute. Mi-au adunat oamenii, niște oameni cu suflete, bă, și am un băiat rockstar, care și printre tot donator la mine, deci s-a donat 3.000 de euro, cred că în 5 minute. Și am avut la fel, un donator top de la mine mi-a dat, gen, a dat 700, am făcut pentru o fetiță, pentru Mia. Da, știu, a venit știu, și știu, tu, ai donat și tu acolo, mersi mult încă o dată pe calea asta. Și mi-a donat el 700. Am poze cu ea acum, da, e bine. N-ai mă cum, bă. Bă, ți se crește. Bă, am văzut-o, mi se zbulește pielea pe mine. Am văzut-o, am fost în Chiajna și am văzut, e un ghindoc, domn, bă. Gândește-te ori atâta. S-a născut, la o oră după ce s-a născut, a fost băgată 33 de zile la reanimare, mă, incubare. N-ai cum, e un ghindoc, bă, ce, mă? Și am zis, bă, trebuie să ajutăm. Eu vreau să-mi fac calculator atunci. Am zis, dau eu 20 de milioane din calculator, lasă placa mai mică, iau o placă mai mică, zic, dau și eu 20 de milioane, zic să-i îmbunesc pe oameni și au venit oameni și am strâns vreo 3150 și a fost ok, ești nebun. În condiția în care ei pe un site au strâns în vreo 3 luni de zile 4.000. Noi am dat 3.000 și ceva odată, ești nebun. Și asta cred că ne definește și ca oameni, că sunt și oameni care nu fac de-astea. Eu știu și mulți oameni și mulți oameni cu bani care ar putea să... Păi eu nu știu, eu sincer, dacă aș avea bani, eu... Nu știu, nu așa, nu, că nu că laud așa, dar... Jur că așa ajuta eu și dacă mă duc pe, deci mă duc pe centru aici, dar nu pot să, da, dacă vii odată într-un eveniment și vezi când ești pe centru, dacă vezi cum vin, zici că au GPS ăștia care stau și cerșesc, știi? Păi băi, omule, cum am ieșit? Păi, păi da, mă, dar te știu. 10, 15, 20, cum? Na. Eu sunt cu bătrânii, bă, eu nu pot să gând că văd un bătrân, mă. Păi să nu îți povestesc ce am pățit acum două seri, am povestit pe un live, m-am dus acum, fai, bă, mi s-a rupt inima, i-am... Gândeam și că veneam acasă și la mine aici am jos la bloc, la parter stă o bătrânică, știi? Și are un copil care e bețiv, dar bețiv, de ăla e mai slab ca mine, mă. Gândeam și că e mai slab ca mine. Și da. El are vreo 40 de ani, femeia vreo 70 către 80. Și vine eu acasă liniștit, eram cu Băleuca, cu păr, păr rumpletosul, prietenia mea cel mai bun, și auzeam că urlă cineva. Și când mă uit la parter, îl vedeam pe la că merge. Bă, se ducea la bătrânică și așa o prindea de gură și zicea că tău, Holgoș, că sunt, nu știu ce. Mamă, m-am dus, am bătut în geam și am zis, vezi că te văd, aici stau până vii, eu am 60 de kg, tu ai 30. Băi, am zis la bătrânică, am chemat-o pe bătrânică la geam și am zis că vă bate, nu știu ce, că tot urlă la ea și de alea. Am întrebat-o dacă o mânca, mamă, și acum, am întrebat-o, ați mâncat ceva? Și mi-a zis că încă n-am mâncat nimic azi, dar aștept, poate îmi dă ceva de mâncare. Bă, omule. Mars, mă, mars. Gândește când mi-au zis, i-am zis la Băleu că hai după mine, m-am dus, i-am luat de vreo 70 lei, am luat crebuști, na, în fine, multe de astea, m-am dus și le-am dus și a doua zi m-am dus și am făcut cumpărături de, bă, da. Vezi, mă, asta ne definește, asta ne definește, bă. Asta ne definește și asta ne și diferențiază între noi. Sunt oameni... vrei să intrăm și în subiectul ăsta nasol așa cu șerpăria asta, dar fără nume, vrei să nu dăm nume? Nu trebuie să intrăm, că n-am treabă, ți-am zis că nu mă ascunde nimeni, lumea știe. E o șerpărie infectă, eu am căzut la mijloc într-o șerpărie infectă de asta, m-am retras că mi-am văzut că e momentul să mă retrag, dar de ce suntem șerpi între noi? Bă, de ce suntem șerpi? Că
chestia e că așa e omul. Când dacă la cineva îi merge bine, vrei să, nu știu, să, cum ai zis înainte, că vrei să faci să nu-i mai meargă bine, nu știu cum să zic, să... Sunt unii oameni care asta gândesc, care dacă, de exemplu, nu știu, te văd pe tine, da, să că, bă, să merge, uite, de exemplu, cu podcasturile astea, vor să vadă, știu, bă, uite ce au început Conacu să crească cu podcasturile, da? Încearcă să facă și ei același lucru ca, da, nu știu, să nu se mai uite lumea la tine, să vezi, Bă, nu cred că să nu se mai uite lumea la tine. Cred că oamenii, în general, nu prea experimentează. Să știi, și mie mi-a fost greu să experimentez. Adică eu nu mă vedeam niciodată făcând podcast. Adică ce să fac eu cu podcast? Și am zis, bă, stai un pic, ce-mi place mie să fac? Să drojdesc, să fumez o țigară, să vorbesc cu omul, îmi place să dau dume, îmi place și Caterinca. Păi stai un pic, aș putea să fac chestia asta cu oamenii. Să stau 40 de minute, jumătate, o oră, să vorbesc cu omul, să-l cunoască și omul care mă urmărește pe mine. Știi? Și am zis, hai să fac. Și a fost într-adevăr, a fost ok. Chiar dacă n-am cifre, adică am 1000, jumate, 2000, 3000 la podcast-uri. Nu e vorba doar de cifre, dar oamenii apreciază asta, știi? bă, crede-mă că eu te înțeleg și mai bine, că știu cum îți am zis, că și eu am stagnat la un moment dat de, bă, chiar am vrut să-mi las, am zis de multe ori am să-mi las, da? O dat și tot ne vine rândul la toți, ascultă-mă E ce bine, spun, mă, că... dar uite, ai Bă, văzut mai greu. podcastul, cum am zis eu cu Alvarez. În 3 luni de zile, 86 de abonați. Faci reacții, te iei de trend, faci 500 de A, abonați deci în... nu vorbim de asta, că n-are rost să Tu vorbim ai... de ce se întâmplă. Că dacă vrei Vezi? să crești pe YouTube în ziua de azi, cel mai simplu e, bine, cât de cât să fii, Ceartă. uite, să ai ca tine vreo, nu știu, să ai între 15 și 50 de mii. Cum crești pe YouTube? Pap, Imogen. Ce să zic, intru pe un live, vrei să scriu ceva, fac mă cer cu Imogen. Au început cearta, i-ai dat două vrăjeli, dacă te-au băgat în seamă, e gata. Atâta trebuie, asta e ideea, să faci cumva să Ce te părere ai bași pe despre telenovelele astea? cea mai mare porcărie. Niciodată nu mi-a Da, plăcut nu știu sincer. dacă, nu știu dacă Certurile astea. observi, scuză-mă că te întreb, nu știu dacă ai observat, ți-am citat exact un story de-al tău de acum 6-8 luni. Telenovelele s-au mutat pe YouTube. Tu ai scris story-ul ăsta, îl țin minte. Aș avea să zic, bă, dar nu, că nici nu vreau să... Nu, mă, nu dăm nume, nu... Știi, oamenii știu, oamenii sunt conștienți, dar publicul nostru e mic. Publicul nostru e mic. Ai avut, stai așa, ai avut bifuri cu alți oameni din YouTube în recent? Bă, bifuri n-am avut. Sunt conștient acum. Nu să mă laud, că nu stă în caracter să mă laud. Sunt conștient că acum, la momentul actual, pe Counter, ca streamer, cred că, nu știu, printre primii. Știi, ca Bă, streamer, da, mă refer ca da. și Counter. Sunt conștient că lumea mă vorbește și... Uite-l pe ăsta. Ai, mă, ce Sunt drăguț, l-am văzut pe story. conștient că lumea mă vorbește, că... Na, e logic, când ești sus, te vorbește lumea, dar bifuri de astea nu, chiar și nici n-am căutat niciodată, că era simplu să caut dacă vreau să cresc, Nu le crede-mă. dai, nu le dai apă la moară. Nu, păi n-am de ce să-i bag în seamă, că dacă... Mă, cum a venit colabul ăsta cu Imogen? Adică, care a fost chema? Păi dintr-o prostie așa, nu știu. Na, bine, eu cu Imogen mă știam, știi, de mult. Adică, da, vorbeam așa și într-o seară, zic, bă, hai să ne jucăm un joc. Împreună ceva de, cum zice, că poveste. Să ne jucăm un joc poveste de el. Și m-am hai să ne jucăm, dar ce joc să ne jucăm? Și ne-a jucat ăla, cum zice, Forest ăla. The De trebuie Forest. să-ți faci casă, să te duci. Bă, și primul live care l-am făcut cu Imogen, atunci că atunci am bubuit, dar nu știu unde, îți dai seama, am avut vreo 7.000 de oameni pe live pe The Forest. Mamă, că îți dai seama, eram... Nu realizam că n-am de la 1.700 la 7.000, zic, mamă. Drum Dar lung. tot așa, tot am început să vorbim, tot mai mult, am început să Am văzut ne că căutăm v-ați fiecare văzut. zi. Da, ne-am întâlnit, am fost la mine, au dormit la mine, na. Cum e ca om? Părerea ta. Exact ca și pe YouTube. Eu îl respect mult, nu știu. E băiat bun, E l-am întâlnit și caracter, eu. E da. băiat bun, l-am Da, întâlnit și eu. hai, du-te jos, Kim, lasă. Cum îl cheamă? Kim. Kim, e fată. E băiat, Păi ia și-l de aici. cheamă Kim? Ai, mă. Ai tatuaje, am văzut. Te reprezintă ceva tatuajele tale? Toate reprezintă câte ceva, îți dai seama. Ceva cu CSGO ai? Bă, acum, cred că luna asta o să mă duc peste, cred că săptămâna viitoare mă duc să-mi fac ceva legat de YouTube și de CSGO. Tot am stat să mă gândesc, tot m-am gândit, dar Cum iei ne-am numele pe apucat. oamenii tăi? Că fiecare are, uite cum are Imogen Eu Campbell. nu i-am numit nici cum, nu știu, Cum le n-am. zici? Cum le, cum, mânuțelor, mânuțe bionice, cum?
Noi mi-am pus acolo la membri, am mânuță bionică, mânuță de aur, am mânuță, știi, dar am, nu știu. Hai să ținem firul ăsta cu CSGO, că vreau să te întreb top 3 jucători în opinia ta din România. Xelo, Ime, NJ și Blitz, nu știu, sunt mulți. Nu, top 3, părerea ta, mă, care îți plac ție cel mai mult? Păi unul, Xelo, care da, vine și Ime tare din urmă. Deci Xelo, Ime și l-aș pune pe Blitz, care e un băiat, numai, nu se ține el, că dacă s-ar ține, bună. Nu știu, are vreo 17-18 ani, dar a jucat când mi-a dat niște magii de neam, să le zic. Am și înțeles. NJ, nu știu, sunt mulți, e semințe, sunt top mulți care... 3, top 3 din afară. Din afară. Cu cine Simple, bineînțeles. N-ai cum. Așa. Tata Simple, bun pe orice armă. Îi Simple, îi... Nico. Și vine un copil tare din urmă, Monesi. Monesi, da. Mi-a zis și Zarkin. Un martir copilul ăla, băi. Cât are? 13 ani, 14 ani, câți are? Cred că are vreo 14 sau 15 ani, joacă la Fnatic, la Navi Junior. Da? Nu-i ca și, nu știu, dacă știi cum a fost Doc atunci, știi că a fost o perioadă, da, și după aia s-a stins. Păi da, dar s-a stins de ce? Păi de ce? Păi bani, a primit bani, a interdicții de-alea. E, nu vorba de aia, s-a stins așa, n-ai mai auzit de Doc? Nu, ce drept nu. Da, mă, nu știu ce să zic. Nu știu, echipă, dar eu am jucat odată cu Doc, știi care era faza? Că toată lumea, Doc. El intra cu level 1 sau intra pe Smurf, pe contul de astea, știi, și făcea faze. Că și eu, dacă îți dai seama, dacă intru la Silver, da? Păi îți dai seama că iar un câinari pe băieții acolo, că da, și fac faze și... Da? Joci la No Scope mult, am văzut. Bă, încerc să fac spectacol cu acolo, știi, asta e cel mai... Ai jucat cu punctuleți pe ecran până acum, vreodată? Pe 1-6. Pe 1-6? Da. Dar pe ce secundă? Nu. Am să pun punct pe ecran, îl puneam pe 1-6 mai de mult, dar... De ce, mă? Acum nu. Nu știu că nu m-aș trea nimic, că deja mi-am, nu știu să zic, îți dai seama că teoare cam mi-ai format ochiul, așa nu știu cum să... Bine că și le încerc mult, îți dai seama că pierd extrem de multe runde, dacă ar fi să iei așa, am logic. Am văzut, da, ai niște faze, da. Ai celebra vorba ta aia cu are hit the deagle? Sau are hit the deagle, are hit the deagle. Dar hitul ăla the deagle nu era hit the deagle, că hit the deagle era mor direct. Are... Păi da, era, are hit the deagle GG, păi oborit că eram pe Miraj cu Tibi și... Tibi, tovarăși de-a mea de Gegrad, care mă joc și eu da la unul un hit, știi, de deagle. Și no, nu-l omoră și păi o zis, are hit de deagle unul. Și am ieșit de eu și direct patru capuri cu deagle-ul și am zis, are hit de deagle. Și ăsta are și ăsta are și a rămas vorba. Fiecare și-a creat cât o vorbă așa, uite, de exemplu, și Neveu are pe aia cu mor jumate, nu? Mor jumate, da. Imagine cu Dau Flash. Au Măsaua, sunt câteva vorbe, fiecare și-au făcut. Eu nici nu știu ce vorbe mai am, n-am așa. Najanes, da. Najanes, joacă MVP-ul, Najanes. Dar nu știu, Najanes e un moderator de-a meu, știi, și multă lume crede că, da. Eu ziceam așa, Najanes, vezi că, uite ce am făcut, știi. Du-te în lanțuri, cum ziceai? Da. Du-te în lanțuri, ioi pulă. Ce te-a făcut, ce te-a făcut să te apuci de AVP? Bă, mă jucam mult pe 1-6 cu AVP-ul, extrem de mult. Și de acolo și... Asta, nu știu, îmi plăcea mult AVP-ul așa. Nu știu. Îmi plăcea să mă joc cu AVP-ul. Cât timp te-ai jucat 1-6? Bă, mult. Mamă, mult prea. Tot jucătorii ăștia cu care vorbesc. Copilăria mea m-a jucat 1-6 de acum, dacă intru... I-am jucat, am făcut cu Nexus, level la care, gaming maratonul. I-am jucat 1-6, da. Mamă, e... N-ai. Oricum, e un joc diferit față de CSGO. Total diferit, ce. Păi nu vreau să spun că m-am jucat, eu am făcut global în 2 săptămâni. Ce level ai pe Faceit? Am rupt codurile, Conaco. Aaa. Păi cele de tata. Dar mai sunt oameni care joacă cu coduri pe... Eu tot timpul, eu pe live, nu acum, nu, că până să mă apuc de live, știi? Că eu m-am apucat, ca să spun că m-am apucat eu de live, că nu știu dacă știi. Mă jucam cu băiat DNX acum vreo 4 ani. Bă, la vremea aia aveam vreo 10.000 de abonați, dar nu, multul nu făcea YouTube, nu se știa așa de YouTube. Și vreo 300-400 de oameni pe live, dar era, stai seama, în România. Și bă, nu știu, mă, eram prieten cu el și mă jucam cu el și dai seama, tata cu coduri. Opa.
Dar bine, aveam stil frumos, conacu. Eram cu bun simț așa. Nu l-arătai. De exemplu, după, deci nu și-a dat nimeni seama. Până să nu zic eu, niciunul nu m-a pomenit, niciodată nu a zis că am coduri. Eu eram frumos, mă, dacă stătea la după parte, eu treceam pe lângă el, lăsam să mă omoare. Aaa, erai cu bun simț. Ce, cel mai, cum, hai să-i dăm un nume la asta, cel mai cu bun simț, nu. Cel mai... Înțelegi ce vreau să zic? Contat cu bun simț, cel mai trișor cu bun simț, cel mai... Cel mai politicos codat, mă. Da, cel mai politicos codat, treceai pe lângă el, așa. Astea erau faze când... Nu era live-ul pe mine, știi, că dacă, de exemplu, când era live-ul pe mine, că dacă nu era live-ul pe mine și începeam din T-Spawn, pe Daz 2, că mușcarul m-a Daz 2, că îmi lua foc calculatorul și dai seama că le deam la ea prin porsa, n-apucau să sară în B și a căzut și toată lumea zicea, mamă, ce bine joacă Palaș, să apuce Palaș de live-uri, eu făceam pe live numai câte 40 de fraguri, dai seama, la global. Așa și asta ai apucat. Da, și m-am apucat și stai seama că m-am apucat fără coduri, bocan, că așteptam să-i văd pe oameni prin perezi și am zis niște castane, de nu trecea nimic. Dar te-ai redresat. Cum? Te-ai redresat, zic. Da, am zis că gata. Ai un fanbase destul de mare, acum cel puțin în momentul ăsta, câți ai pe Instagram? Vreo 67.000, cred că. 67.000 de oameni, ești căutat de destul de mult. Da, eu le-aș răspund la toți cu mare drag, asta voiam să zic. Cum? Mulți dintre ei, cred că știi și tu, care trimiște mesaje, dar n-ai cum să le răspund, nu știu, trimiște mesaje foarte... Basic, da, mă, scopii. Asta, da, asta vreau să zic, eu mi-am propus și cu o chestie pe podcasturile astea, că vorbesc cu oameni care sunt și mai cunoscuți ca mine sau care fac aceeași treabă ca mine, să le explicăm un pic urmăritorilor de ambele părți, că nu avem cum să dăm, mai ales, uite, când crești foarte mult, când ai peste 10-20 de mii, deja nu prea mai faci față. Păi, îți vine una într-una și încerc să le răspund dacă au întrebări, nu știu, să te întreabă ceva sau că scriu mulți că te susțin, felicitări și așa, știu, le răspunzi, dar sunt mulți care te întreabă ce țigări fumezi. Da. Sau... Nu. Da, și de ce, și de ce ne întreabă treburile astea? Pentru că până la urmă suntem niște modele pentru ei. Eu asta cred. Omul, de ce rămâne la tine omul pe canal? De ce se uită pe live-ul tău? Într-adevăr, sunt o parte din ei care vor să învețe CSGO sau apreciază jocul. Dar sunt și altă parte care vor să rezoneze cu tine. De-aia să duc la alții. De-aia e comunitatea împărțită, zic eu. Bă, eu sincer nu m-am văzut niciodată să fiu așa un model pentru ceva. Dacă ar fi să fiu un model, să ia numai partea. Că păi da, ești. Dacă poți să ajute oricând. Că vrei, că nu vrei, ești. Asta îmi zicea și Alvarez. Da, sunt conștient și eu și sunt conștient de faptul că ne urmăresc mulți copii și eu mai înjur pe live-uri și de alea, știi, și nu e ok să... Na. Da, dar n-ai cum, mă, nu știu, dar e foarte greu. Eu n-am cum să mă schimb. Uite, de exemplu, Mițu, îl știi pe Mițu. Dar cum să nu mă jucam cu Mițu? Eu nu știu pe Mițu să înjure, am văzut o singură fază în care a făcut cineva un clip în care zici Mițu înjură. Eu am, bă, dă-te, Doamne iartă, adică faci Mițu înjură. Și am văzut că era, a zis ceva gen pula. Ups, da, bă, știu, băiatule, bă. Și... Dar nici el, nici Rafael, nici... Da. Bine, consacrați deja, consacrați deja. Dăm păreri despre youtuberi. Zic youtuberi, îmi dai păreri? Da. Hai să-i luăm pe ăștia noștri în care îi cunoaștem deja, ca să... că am scăpat acolo de un subiect și te aduc așa ușor. Cosmin Nelson. Bă, el știe că am zis treaba lui. Ei, un om... De treabă rău, dar e prost. Când bea, e prost. Adică vorbește fără el. Și el bea mai mereu? Sau cum e asta? Fai. Că și eu sunt prost la băutură, dar încerc să nu mai vorbesc. Eu încerc să mă abțin. În real life nu chiar... L-am cunoscut și eu în real life. Adică te ajută dacă ai probleme sau nu știu, dacă ai orice nevoie de ceva, te ajută cu mare drag. Tu ajuți și... oameni? Dacă pot. Da, am și eu nevoie de vreo 30 de milioane, dai? Bun, Cosmin Nelson, am zis. Imogen. Ce pot să zic de Imogen? Părerea ta. Frate, nu știu, sper să nu se schimbe. Acum deja au început să explodeze din nou. Nu știu, sper să rămână la fel cum e. Sper să nu se schimbe. Neveu. Nu comentez. Jaxi. Caracter Jaxi a fost primul streamer care m-a propus pe mine Nexus. Că treaba cu Nexus a venit de la Jax. Mi se pare cel mai profi streamer de pe platforma YouTube din România. Adică ca tot, ca, nu știu, ca tot ce vezi pe live.
De la camera web până la microfon, până la tranziții, până la tot. Cel mai complex, cumva. Exact. Și cel perfecționist. Mai o iau ca pe un job, ca pe un, da, ca pe o muncă. Montana. Bă, cu Montana n-am prea vorbit. Îi, nu știu, respect pe Montana. Și-o, îți dai seama, și-o pus toată viața pe YouTube. Așa, o încercat de el prin clipurile care le-a făcut. Mă gândesc că o încercat să facă, să, gen, să zică, să nu facă oamenii ce-a făcut el, să nu treacă prin ce-a trecut el. Okay. Caracter și el. O, fost am înțeles. Shelly. Creier. Creier, nu? Creier, Shelly. Creier, creier. Te uiți... Da. Îți place? Bă, mă mai uit așa la el. Eu, adică mă, eu nu mă uit la clipuri. Nici eu nu mă uit, dar prin tot ce, prin ce-o realizat, știu tot de să sape, știu ce să facă. Bravo lui, la creier, vârsta lui. Creier, tată. Și l-au făcut așa dar să ai văzut. Bun. Stai că eu vreau să te întreb înainte de, de asta cu părerile. Vreau să te mai întreb ceva. Sunt câțiva jucători mai nu underrated la, neapărat, dar sunt gen care stagnează foarte, foarte mult acum din scena românească. Eu pot să zic doi, dar probabil tu știi mai mult, jucători de CSGO mai mult. Uite, de exemplu, cum e Românul și Options. Și mai sunt jucători de genul, gen. De ce crezi că gen stagnează așa și stă acolo? Bă, Românul, să știi că Românul a început să crească. Nu știu, pe Românul la, îl văd exact cum am fost eu pe Român. Aceiași oameni pe live, aceeași comunitate, până... până deci de, trebuie să-i vină de clicul ăla, nu? Cum? Trebuie să-i vină clicul ăla, de clicul ăla. Să... Da, exact. Uite aia, să... Exact așa eram și eu. Nu știu, mi se părea că nu... Că rămân tot acolo, că nu mai... Nu știu ce se întâmplă, știi? Da. Bă, atâta timp cât îți formezi o comunitate și ai, uite, chestia care a fost pe mine, care nu m-a lăsat și i-am mulțumit tot timpul, Cristi Câzâl, moderator de-al meu și un prieten bun care a fost la el în Germania și ne-am cunoscut pe YouTube și așa. Deci ne-aș fi că aveam vreo 10-20 de oameni pe live și el îmi dona în continuu 10 euro, 20, 50, 100, cum să te susțină. Asta m-a făcut să nu, am zis chiar dacă am 10 pe live, uite, băiatul ăsta mă ajută și... Ne-am prieten atât de tare încât am fost și la el de Crăciun, de Revelion. Am în Germania. Ați făcut o relație destul de mare. Și Options, nu știu, Options... E băiat și el, așa, nu știu, n-am idee. Așa am fost și eu, pot să le vină, nu știu. Eu am făcut, eu am făcut și un clip pe GDD-ul meu, în care am scris de ce, nu fac, de ce faci YouTube greșit, din părerea mea, pentru că am deja ceva vechime și am zis părerea mea. Și am văzut că mulți oameni au ținut cont de părerea asta și au zis chiar bine. Au zis, bă frate, chiar dacă am 50.000, 100.000, uite, ai dreptate, știi? Mi-au dat dreptate în clipul ăla. Am zis, de ce faci YouTube greșit? Și am dat acolo vreo 10 sfaturi, neapărat sfaturi, 10 chestii pe care, care nu sunt benefice canalului, știi? Bun. La ce YouTuber te uiți constant în România? Wow. La Aleplay. Aleplay, ok. Deci gândeam și mă uit la Aleplay, Zarchenis, YouTuber mici la care mă uit așa, care mă pun noaptea când, gen, când mă pun în Paște și mi pun așa pe televizor și mă uit. Bă, mă relax așa când îi văd, că se nervează, când îi văd, că știu, nu știu. Dar crede-mă că Aleplay, nu știu dacă ai vorbit cu așa... Am fost cu el în casă, mă, mi-am pus mopul în cap și l-am pupat pe gură, ce-i? Ce zici, fii? E... I-am încercat să-l explic și eu. E alt caracter, bro. E rolul lui ăla pe YouTube, ăla e rolul lui. Exact, am aceeași treabă și eu cum o ai tu, doar că l-am cunoscut și pe ăla. Eu am fost la Cătălin Talent acasă, bro. E alt om. Doar Cătălin Talent o duce mai mult la extrem. Ale să joacă în jură, are el caterinca lui, dumele lui și astea, dar e un personaj. Așa e și Cătă, să știi, în viața reală e super cu minte, frate. Bă, nu știu ce să zic, eu n-am avut nimic cu Cătă și cum uitam odată pe un live la el și mă jura și pe mine și pe Imogen. Eu tot timpul n-am gust, n-am respectat, n-am vorbit niciodată de el. Și m-am jurat odată că zicea că îmi bag, că Pala și Imogen, că din cauza lor o să vină ANAF-ul pe YouTube, că nu știu ce, că... Wow, ok. Da, urât, știi? A fost luat acum, nu știu, l-a luat la proces, are un proces ceva. Habar n-am, nu știu. L-am jurat pe Cristian Sabach de mama lui ceva, de gen și a postat. Știu, am auzit ceva, da. L-a postat direct pe pagina lui, vreo 300 și ceva de oameni, de mii de oameni acolo și a zis că nu o să lase așa și ăla știi că a fost nu știu ce, poliție. Da, știu. Nebunile astea. Hai că avem și niște, ok, avem și niște întrebări rapide pentru tine, de la oameni. Au plecat. Da. Live cu Imogen când? Bă, live cu Imogen... Acum s-a mutat în București, Imogen o să-i pregătească acolo la Nexus Studio, unde o să facă live și de-astea, în curând.
Ok. 12 David zice, cine l-a ajutat cu obiesul? Bă, cu OBS am căutat, mi-a făcut niște setări la început, de nu l-am făcut calculator. Bă, m-am tot uitat pe YouTube singur, m-am ajutat, m-am uitat pe Și eu YouTube. tot la fel. Tot David zice, când s-a apucat de YouTube, s-a gândit că o să ajungă așa departe? Niciodată în viața asta nu mă gândeam eu că Palaș de la Târnăveni o să aibă de 10 ori mai mulți oameni din populația orașului. Mă, ok. Când s-a apucat serios de CS, tot David zice. Nu m-am apucat. Serios, de ce să niciodată? Adică mă joc for fun, niciodată n-am vrut să... Alex Panda Boy Q, de cât timp joci CSGO? Bă, CSGO joc de 5 ani. Cam așa, de vreo 5 ani. Am 8.000 de ori în jocul ăsta. Ok. Lorenzo Box zice o întrebare pe care nu înțeleg, dar mă rog, poate o știi tu, poate o dumă de-a voastră. Palaș, ai câine, virgulă, câini. A, dacă am... ai câini. A, da, stai că acum am. Am un câine, un bișor maltez, 6 ani. Îl iubești mult, îl iubești mult. Sufletul meu. Unu C Gabi 1 zice, ai crezut vreodată că o să ajungi, că o să joci la echipa Nexus? Da, eu nu joc la echipa Nexus, vezi, și asta e bine că o pus întrebare bună întrebare. Da. Toată lumea zice că eu joc în Nexus, n-are nicio legătură, că eu nu joc în echipa Nexus, e Nexus Media, adică Nexus streamerii și echipa Nexus de Counter oficială. Deci eu sunt Nexus Media, sunt echipa de streamer, n-am nicio legătură cu... Și da, continuă el. Și dacă o să mai ai ocazia să mai joci, vei juca? Hai să o transformăm. Dacă da, o să ai ocazia să joci pentru Nexus, o să joci vreodată? Nu știu, am avut cu Nexus un beef, nu știu dacă știi tu, un beef în ghilimele. Am avut un match la... Pe Miraj? Pe Miraj, da. Din... Pe B-ul ăla? Cunosc o... Bă, băiat! Nu ăla. Stai că nu știi tu, nu știi. Am avut un beef în care m-am certat un pic cu băieții de la Nexus, să zic așa. Căutau mult să-mi dea lamă, știi? Eram vânat așa să-mi dea lamă, știi? Și m-am simțit extrem de prost, de-aia erau vreo 6.000 de... Da, exact, pe Miraj mă cunosc copul ăla, exact, atunci a fost. Da. Și atunci, în meciul ăla. Și căutau mult să-mi dea lamă și m-am simțit extrem de prost, de-aia seama că... Mă simțeam așa, vânat, ca și cum vor să mă facă pe mine de rușine, știi? Eu am văzut faza aia la Werty, bă, băiatule, am țipat și eu cu tot, cu el, cu tot live, bă, m-am uitat la live, era așa. De acolo a început tot. Era așa și la un moment dat a fost așa. Ăla cu flicul ăla și mi se pare că fix pe, nu cred, cred că zic prost, dar fix pe Xelo ai dat ultimul? Nu, pe Xelo l-am bătut primul, pe BTN l-am dat ultimul. Pe BTN, ok. Era pe 12. Dacă ți se va da ocazia, vei face 1v1 pe Polar cu Xelo? Îți dai seama ce clip are și să scriu 1v1 cu Xelo. Nu, păi, n-ai face? Nu. De ce? Și dacă poate, nu știu, poate l-aș bate, că, nu știu, și dacă ar fi să-l bat după aia, ori și dacă m-ar bate, și dacă l-aș bate, ar ieși tot cu oamenii lui, o să vin să zic că bă, că ești bocan, că ești streamer, că ești nu știu ce, da, că ești vaide. Dacă l-aș bate eu, că vezi, că mai rău ar ieși dacă l-aș bate. Nu, da. Așa. Paul Bechira 3 zice, o întrebare care ai răspuns deja, dar să fie la întrebări. Întreabă-l care e cel mai bun jucător de AWP din România. Xelo. Cum s-a cunoscut cu Imogen? A zis deja, dar mai pe scurt, mai zici o dată ca să vă luăm toate întrebările. Pe TeamSpeak. Cu ce joc a început să evolueze încât să ajungă să aibă acela IM? Cu 1.6, le cantor 1.6. Cu Half-Life-ul ăla de te jucai, de vrea... Denis Arazan zice, cât de greu este să ajungi numărul 1 pe AWP? Mamă, cum e asta? Băi, nu știu, că n-am ajuns încă. Câți copii vrei, Ștefan 2000? Bă, plus 2, de la 2 în sus. De la 2 în sus. Ștefan 0, Ștefan 0500 zice, cum este să ai 13.000 de persoane pe live? E, nu știu, nu realizez, nu știu, e ceva... Nu știu, bro, nu știu să răspund, cred că nici nu realizez așa ce mi se întâmplă, jur. La ce vârstă s-a apucat de YouTube? La vârsta de 22. Și închidem cu două întrebări faine, care sunt și elementul tău. Prima e, de cât timp se joacă CSGO și ce l-a determinat să se apuce de stream, la care mi-ai răspuns, dar trebuie să mai răspunzi încă o dată. M-am apucat, mă jucam cu băiatul cu coduri și oamenii cereau să vadă cum joc, ziceau, mamă, ce vei joacă pară și eu rupeam codurile. Și apoi a zis că hai, renunțăm asta și dăm drumul asta.
Și ultima întrebare, așa, exact perfectă întrebarea asta de la Manu MLK. Ce sfaturi are pentru începătorii de CSGO și stream? Bă, sfaturi, bună întrebarea asta, nu știu, am sfaturi gen să nu... Uite, dacă îți arăt ce mi-a scris acum... Se vede? Marius Copil sau cine? Da. Am înțeles, ok. Mi-a scris de tălă băiatul, ce mai faci cu modul, ce vezi? În viața mea nu mă așteptam să-mi scrie... Deci, prieteni. Așa, ce zi? Bă, sfaturi, ca să știți, în ziua de azi e super greu să te apuci de YouTube. Deoarece foarte mult s-au apucat și mulți se apucă și se lasă. Din cauza faptului că ei văd la mine, la Conacul, la... Dar nu știu că noi la început ne-am apucat, noi nu... Ei văd că, mamă, câți bani face ăsta, că cu YouTube-ul, că nu știu ce, că... Dar ei nu știu că noi la început, când făceam live-uri și aveam, nu făceam nici măcar 2 euro, știi? Și văd că nu fac bani și... Okay, da. În primul rând, nu zic. Am zis-o la toată lumea, să nu vină la mine un YouTuber să-mi zică că nu face YouTube pentru bani. N-are cum să vină să-mi zică mie așa ceva. E, clar. Imposibil. Că faci, asta e. Că faci din plăcere și contează și banii, dar treci cumva site, există și oameni de ăștia, să știi. Adică care ajung la un nivel și nu mai zic, bă, pornesc live-ul că am nevoie de bani, de exemplu. Pornesc live-ul pentru că am poftă, vreau să fac live-ul ăsta și dacă ieși și bani din live-ul ăsta, e ok. Sincer, am avut și eu de alea când n-aveam bani și ziceam, bă, pornesc live-ul să fac bani. Da, și niciodată nu mergea. S-a întâmplat? Ferească, bro, de ce făcea, cred că 2 euro. Ce? Și dădea primul ăla și am asta e, mă joc. Doamne ajută. Bun, ce sfaturi ai pentru oamenii care încep CSGO, care se apucă de CSGO pentru începători? Să treacă direct la face-i, să nu, nu știu, să se joace până prin chestiile astea basic-ul, care, na, să știi, să ții un pic ținta, să trasă. Aici mă încadrez și eu, de-aia vreau să aud. E, încep să, cât de cât să cunosc jocul și așa, bine, nu vă zic că nu sunt eu un mare jucător de counter, da? De propria experiență, nu vă mai jucați meșmechi, încă e un... Mai ales după update-urile astea ce le-a făcut și counter-ul gratis și de asta e plin de codat și nu o să vezi niciodată că intri, îți dau aia niște căpățâni de nu înțelegi nimic și zici, a, pe ce să mă joc counter, că așa pe face măcar știi că intri, te bate, bine, sunt coduri și pe face și sunt coduri și nu știu dacă știi ce au zis, nu mai știu care au zis, MOS sau despre coduri, că dacă ar da nume la toți oamenii care joacă counter cu coduri din lumea pro, s-ar destrăma lumea counter-ului. Ca o coduri de da, este clip. Ai, Doamne. Păi sunt niște clipuri pe YouTube, am uitat niște clipuri. Deci, sfaturi. Dumnezeu. Prima dată se joace Faceit, a doua. Nu, prima dată să înceapă cu cât de cât să cunoască jocul și după aia să treacă la Faceit, după aia să nu joace singur, să nu intre singur în meci cum mai fac eu. Că și eu mă joc toată singur. Și cred că o să plece, că te enervezi, dai de ruși de aia, de, n-ai cum să, așa să joci tot timpul primit, să încerci să joci cu echipa, să-ți formezi, să-ți ia niște prieteni cu care te înțelegi și să joci cu ei, știi, o echipă. Ok. Așa. Bă, că vrei că nu vrei, bă, ai zis că Selo, într-adevăr, și mie îmi place Selo, nu mă uit la Selo așa de mult și poate o să sune ciudat din gura mea că o zic acum că sună podcast cu tine, dar pentru mine, pentru că eu te știu mai mult pe tine și m-am mutat mai mult la tine, pentru mine tu ești AVP-ul României. Și așa gândesc și oamenii, unii oameni. Da. Păi așa gândesc, nu mai știi că mă văd pe mine, și băieții care mă urmăresc. Da, deși are alt nivel și joacă în alt fel de meciuri Selo. Tocmai cum ai zis și tu că el e în scena asta pro. Oamenii vor să fie ca tine. Cum ajung oamenii ca tine? Bă, îți trebuie mult respawn. Adică intri pe server de respawn și tragi acolo, stai, nu știu, o jumătate de oră, oră minim, o jumătate de oră și stai și împuși. Încerci să ții, să faci ținta să fie numai pe cap. Știi? Pentru ce? Să îți faci așa să-ți intre în ochi, cam și cum să-ți ții ținta numai pe cap. Și stai așa să-mi bag mouse-ul pe cap. De fapt, lasă că-l bag. De fapt. Așa și eu am o artă pe care tot mai intru și mai fac. Și când dau drumul la live, ai în bot se numește, ai M, B, O, T, Z. O găsiți în workshop și acolo îți poți spune tu cum să stea boții, să, nu știu, să se miște, să, și tragi acolo. Și cât faci pe zi? Bă, pe zi eu nu fac, nu, făceam mai de mult când jucam la Blizzard, făceam, nu știu, intrai și măcar 500 plus să faci. 500 plus. Exersezi smoke-uri? Flash-uri, smoke-uri? Mă crezi că am level 10 pe și nu știu să dau smoke un geam pe miraj? Eu mă joc
90% din meciurile mele, 95% sunt pe Inferno, îmi place foarte mult mapa. Uai, ce urăsc, o ură, eu așa, știi câte știu? Ești pregătit? Niciun. 39 de smoke-uri. De unde știi 39 de smoke-uri? Îți pot demonstra acum, deci știu aproape toate smoke-urile de pe Inferno. Din banană știu 9 smoke-uri, poate mai mult de 9 smoke-uri, din banană. Deci păi din banană să le dai alea la B, care City, Ruine, ăla pe site. Ruine, site, City, zi. Deci astea sunt 3 odată și astea le știu și din 2 poziții. Adică sunt 6 deja. Știu și ăla gen pentru Ruine, de fapt îl știu de 3 ori pentru Ruine și din alergare pentru Raj Banana. Știu 2 moli pentru Dark, 3 moli pentru Dark, pentru New Box și pentru alea de lângă New Box, că nu știu cum le zice. 4 moliuri de fapt în spate la Sandbags. Bă, am învățat că eu am zis, bă, eu nu stau bine cu aimul, știi? Și am zis, bă, trebuie să compensez cumva. Game sense, știi? Păi știu din second mid, cred că 15 bucăți. Să mult să ai în echipă unul care îi suport. Uite, de exemplu, CXL la Nexus. El nu iasă în evidență. Cum iasă Xelo și Ime. O să mai zicem noi niște chestii, ca să nu vă dăm totul pe podcast. O să ne zicem niște chestii after. Așa că eu am fost Conacu, mă găsiți pe Instagram la Jegosul Suprem, el e Pala și AVP-ul României, Minuța Bionică, Scheletele, și... cum îi se mai zice lui, îl găsiți pe Instagram la Palaș CSGO. Bă, ți-ai pus Palaș CSGO, ai renunțat la Palaș 7DH, mâncați. Am renunțat pentru că așa am și canalul de YouTube, Palaș CSGO și... Palaș CSGO pe Instagram, căutați-l și pe YouTube, o să găsiți oricum link-ul acolo în descriere, uitați-vă la el că rupe pe CSGO. Dacă se fac 4.000 de like-uri, mai venim la podcast numărul 2 cu dezvăluiri mai importante din această lume a YouTube. Adică o să vorbim doar și doar despre YouTube și mâncătorii și șerpărie? Da. E un țel destul de sus, dar 4.000 de lichene, episodul 2 cu el și o să vorbim doar despre YouTube pentru că... Da, confirm și eu, știe da. Și le-am evitat și eu pe parcursul, știu și eu niște chestii, am fost și la mijloc acolo, am fost și amândoi în două chestii. O să revenim, boys. Cum? E mult, sunt multe de zis. E mult. Băi, căutați-ne și pe YouTube și pe Instagram și pe toate platformele. Vă mulțumim, el e Pala și mulțumesc mult că a fost la podcastul ăsta. Ciao, les. Ciao.